Bună seara tuturor, începem o nouă ediție Transilvania la zi și vorbim pentru început despre reușita unor elevi clujeni în inițiativa lor de a promova câteva obiective turistice istorice într-o competiție internă și internațională organizată de Parlamentul European. Aflăm detalii despre acest subiect în câteva minute. În partea a doua a emisiunii vom vorbi despre Festivalul de Muzică Clasică Mozart, eveniment ce se desfășoară în perioada următoare la Cluj-Napoca. Vă propun să începem cu primul subiect anunțat și stăm de vorbă cu domnul profesor Vladimir Alexandru Bogoslavievici, profesor de istorie la Colegiul Național George Barițiu din Cluj-Napoca, cu Mihaela Ilișiu și Davian Paul Martinovici, elevi ai Colegiului Național George Barițiu din Cluj-Napoca. Bună seara! Salut, Raluca! Bine te-am regăsit! Felicitări! Pentru că ați câștigat în această competiție un loc important, vă clasați pe locul 3. 3, da. Cu proiectul pe care l-ați inițiat și l-ați desfășurat voi aici la Cluj. Deci ne-am ținut de cuvânt. V-ați ținut de cuvânt și ați venit câștigător de această dată la noi în platou. Pentru început, urmărim un reportaj despre reușita echipei Colegiului Național George Barițiu din Cluj-Napoca și revenim cu discuția în platou pentru a dezvolta acest subiect. Reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au proclamat anul 2018 drept anul european al patrimoniului cultural. Scopul acestei inițiative este de a aduce în centrul atenției identitatea națională, dar și cea europeană. Mai mulți elevi de la Colegiul Național George Barițiu din Cluj-Napoca au profitat de faptul că în curtea școlii au un zid înalt de câțiva metri din secolele 13-15 și au întocmit un proiect de promovare cu care au câștigat locul al treilea în competiția Euroscola. Este de fapt fragment din zidul medieval al secolului al XV-lea, care este obiect de patrimoniu și ar trebui promovat foarte bine și ar trebui în primul rând restaurat. Întâmplarea face ca acest zid să se afle în curtea liceului nostru, ceea ce este o oportunitate și un privilegiu foarte mare pentru noi și o obligație pentru noi ca de a-l promova și de a face obiectul acestui proiect. Competențele suplimentare vizate au fost pe linie social-civică, dar și de cunoaștere a trecutului istoric și fructificarea acestui trecut prin deviza Unitate în diversitate, până la urmă deviza Uniunii Europene. Elevii s-au implicat în proiectul de promovare a zidului din curtea școlii. Sunt mândri că în fiecare pauză pot petrece câteva minute în locul în care, cu sute de ani înainte, se scriau pagini de istorie. Elevii spun că locul al treilea pe care l-au obținut în competiție îi onorează. Noi am contribuit prin mai multe activități pe care le-am făcut, printre care Photo Voice, prin care am încercat să explicăm, să punem fotografii cu zidul și să explicăm în ce constă de fapt, să-l descriem o scurtă descriere în română și engleză. Am făcut o expoziție pe peretele acestui zid cu fotografii care ilustrează de fapt mai multe fragmente. Ideea a fost foarte bună deoarece zidul se află, o parte din zid se află la noi în incinta Colegiului Național George Barițiu și ni s-a părut interesantă ideea de, nu știu, de a ajuta, nu știu, la promovarea acestuia. Câștigătorii proiectului vor pleca anul viitor, în luna aprilie, la Strasburg. Mihaela Ilișiu este elevă în clasa 11-a și spune că abia așteaptă să discute despre plăcuțele cu informații care lipsesc de pe vestigiile importante din Cluj. Aceste plăcuțe nu se găsesc pe toate monumentele istorice din România ca turiștii când vin să le viziteze și noi românii când mergem să vizităm și să ne cunoaștem istoria, să știm despre ce este vorba. Și am impresia că din această cauză, ușor, următoarele generații încep să-și uite istoria poporului. Este foarte important să ne punem în valoare patrimoniul local, patrimoniul național, care, sigur că da, face parte dintr-un patrimoniu european și până la urmă într-un patrimoniu mondial și, fără falsă modestie, avem ce arăta din Cluj. La concursul național Euroscola au participat elevii claselor 9-12 din toată țara. Și din toată țara, dintre toate proiectele depuse la nivel național, iată că ai noștri clujeni s-au poziționat pe locul 3 în această competiție, un loc important. Vă felicităm încă o dată și aș vrea să-mi povestiți despre cum a început proiectul, când ați început munca pentru promovarea acelor obiective despre care vorbeați voi și în acel material pe care l-am urmărit împreună. Am început din anul trecut. Pentru că ne-a trebuit destul de mult timp să adunăm toate informațiile, să facem poze, să organizăm Photo Voice, cum au spus colegii noștri. Și l-am terminat de curând,
și suntem foarte bucuroși că au venit rezultatele mai repede decât au fost așteptate. Adică n-a fost o muncă de azi pe mâine, a fost muncă serioasă în spatele proiectului. A durat mult până când ne-am gândit cum să facem proiectul, pe ce idei să ne axăm, pe ce monumente să ne axăm, cum să le scoatem, cum să le evidențiem. Vorbeați voi și în material și mi-a spus și cu ocazia celelalte vizite la noi în platou, când încă nu se cunoștea rezultatul acestui concurs la nivel național. Îmi spuneați că sunt foarte multe obiective turistice, istorice, pentru că nu e așa, ar reprezenta interes și pentru turiștii care ajung la Cluj-Napoca, ce nu sunt puse suficient în valoare, nu sunt marcate în așa fel încât cei care ajung la Cluj să înțeleagă ce e cu acele obiective. Da, Raluca, asta ți-am zis și luna trecută în emisiunea din, dacă nu mă înșel, în 11 octombrie, într-o miercuri era, uite-te că mi-amintesc. Sigur, din păcate, nu sunt puse în evidență multe obiective care ar fi foarte relevante pentru istoria noastră și mai ales pentru turism. Turismul ăsta cultural, turismul cultural la noi nu este bine promovat. Turismul cultural implică, bineînțeles, și turismul în sine, dar și o educație de cultură generală. Și ca să ai o cultură generală, trebuie să și ai ce să oferi. Și, bineînțeles, să și explici și să... Și părerea mea este că nu întotdeauna ai la îndemână un ghid sau un cunoscător al istoriei Clujului și pentru un turist grăbit, de exemplu, ar fi deosebit de benefic să aibă o tăbliță sau un indicator sau o plăcuță. Un marcaj, precum zici, care să îi releve respectivul istoric. Pe scurt, bineînțeles că nu toată lumea e istoric. Deci nu toată lumea are timp să strângă date istorice sau are, să spunem, între ghilimele, obsesie istorică. Nu. Dar pentru cultura lor generală. Trec prin Cluj. Uite, acolo e zidul de pe Potaisa. Ce a fost? Turnul pantofarilor, cizmalor, secolul XV, etc. Deci îți dau acum numai un exemplu care mi-a venit așa spontan. Deci, și sunt foarte multe case memoriale care s-ar putea face, bisericile care mă refer acum, Biserica Sfântul Mihail, care este în centrul Clujului, ea va fi renovată. Și N obiective sunt. N obiective, chiar de unez am auzit o părere care chiar mi-a pus un semn de întrebare, auzim pe stradă, păi ce putem vedea în Cluj? Bine, e o ignoranță asta. Și noi trebuie să depășim ignoranța asta, pentru că noi clujenii, dacă am fi mai atenți cu orașul nostru, din toate punctele de vedere, nu mă refer numai istoric, eu cred că am avea numai beneficii de pe treaba asta. E adevărat că sunt clujeni care nici măcar ei, așa cum spuneați dumneavoastră, nu știu foarte multe despre locurile pe lângă care trec, poate în fiecare zi, pe lângă obiectivele pe care le văd în fiecare zi. Raluca, dacă spun procentul, o să te fiu peste 90%. Nu interesează, ignoranță. Nu e bine. Noi acum am pus în valoare treaba asta cu ceea ce facem cu grupul de exploratorii Clujului, cercetașii Clujului, două grupuri de istorie locală care le facem, orele le facem după orele de curs și când avem timp, bineînțeles, că și copiii sunt ocupați, au tot felul de teme și la alte materii. Ei știu, dar asta au observat și ei pe stradă. Deci nu eu pot să-i întreb și pe ei, că sunt extrem de mulți care trec pe lângă clădiri, eu am un slogan, ne împiedicăm de adevăr, ne ridicăm, mergem mai departe, nu ne întrebăm de ce ne-am împiedicat. Păi mai trebuie să ne întrebăm de ce. Și atunci aflăm mai multe lucruri. Sigur, asta e părerea mea, dar cred că părerea multora va fi de acum încolo și mai ales locul în care trăiești, ăla trebuie să-l respecti. Și atunci cum să-l respecti dacă nu-l cunoști? Hai să fim serioși. Ați avut multe plimbări din acestea cu caracter educativ alături de domn profesor pe la toate obiectivele acestea istorice. V-a explicat frumos în program extracurricular, să spunem așa. Ați ales să participați la orele de istorie altfel, lângă acele obiective, să aflați direct acolo, la fața locului, istoria celor obiective pe care le-ați văzut voi împreună cu domnul profesor. Unele dintre ele au fost cuprinse și în programul vostru, în proiectul vostru. În special zidul Cetății Vechi și extinderea lui destul de mare de-a lungul Clujului. Un fragment există și în curtea colegiului. Care nu ar fi fost așa de cunoscut dacă fără a pune tablița pe el. Fără a fi pus în valoare și a se explica care e povestea, istoria acelui fragment de zid. Acum, la proiectul ăsta, zidul, ne-am gândit și la o treabă simbolică. A fost și un film zid. Zidul este o treabă și de, cum să zic, de barieră, dar și dacă treci bariera, vezi o treabă, ți se dezvăluie alte lume. Deci ne-am gândit și puțin metaforic în discuțiile astea. Și ce spunea Didi, așa îi spunem lui Davian, este fragmentat zidul,
cu mai multe fragmente în mai multe zone ale Clujului și, într-adevăr, are o lungime de 3 km, sigur, el acum nu are. Dacă cumulăm toate fragmentele, da, care are câteva sute de metri, dar acei 3 km împrejmuiau o suprafață de 45 de hectare, pe care, în amănunțime, am făcut-o cu colegilor lor mai mari. Ei încă n-au străbătut chiar tot Clujul, dar mai au timp până termină liceul Barițiu, colegiul Barițiu. Așa că este timp de rechet. Ce se întâmplă în continuare? Sunteți, v-ați poziționat pe locul 3 dintr-un număr de peste 100 de proiecte. 101 erau admiși, da, admiși, că este și o selecție înainte. Și primele 14 echipaje vor merge la Strasburg. Fiecare echipaj va merge în altă dată. Deci nu merg reprezentând România. Deci nu merg toate 14 deodată. Fiecare echipaj calificat are o dată stipulată acolo pe un tabel. Tabelul l-ați văzut și voi. Da. Noi suntem pe 12 aprilie. Deci în 12 aprilie noi vom fi prezenți la Strasburg. Alții sunt în martie, pare mi se locul întâi. Uh-huh. Alții sunt în mai. Depinde. Dar toți suntem ambasadori ai României. V-ați dorit această vizită? Ați așteptat-o? Ne-am dorit-o foarte mult. Să fim plenul unui for care conduce Europa e cu siguranță foarte interesant. Ați mai avut experiențe de genul acesta în anii trecuți? Nu, e prima oară când se întâmplă. Am înțeles că școala noastră a mai câștigat și în trecut, dar atunci eu nu am făcut parte din proiect și de-abia aștept să mă duc să văd despre ce este vorba și cum se întâmplă, cum se va demara acest proiect acolo. Am înțeles că sunt lucruri foarte interesante și se dezbat lucruri interesante. Unde ne poziționăm noi? Am înțeles că sunt doar două proiecte din Transilvania care au ieșit câștigătoare, da, care au fost ales între cele 14 da, noi proiecte și propuse. Sfântul Gheorghe. Da. Adică Sfântul Gheorghe și noi, că ne-au luat cu 0,5 puncte la Mustață. Nu la Mustața mea, la Mustață. Deci, da, felicitări și colegilor noștri de la Covasna. Liceu Mihai Viteazu. Uh-huh. Da, din Transilvania suntem cele două echipaje calificate. În fața noastră mai avem Iașiul la 0,10 sutim. Nu, Buzău, Iașiul tot primul loc este împărțit de două echipaje. Deci este o diferență infimă. Cu ce vă ajută pe voi faptul că vă implicați și în activități din acestea extracurriculare? Mulți ar spune, avem destul de învățat la școală, avem un program destul de încărcat, pregătim în clasa 12-a bacalaureatul, alții se adaptează la cerințele liceului pentru că nu e așa, au început clasa 9-a. Cum vă descurcați voi să vă organizați pentru a participa și la astfel de proiecte extra programului școlar? Din punct de vedere al motivației și fără a pune la socoteală câștigul care l-am putea avea, noi ne-am bucurat foarte mult să facem parte din acest proiect pentru că am învățat lucruri inedite și am și ajutat la o cunoaștere a istoriei Clujului și a zidului cetății. Aveți colegi cărora le duceți informațiile mai departe? Am o colegă care a vrut la un moment dat să vină în acest proiect, dar nu a avut timp din cauza meditațiilor și a școlii și uneori ce, ce vorbeam eu, programul încărcat. Foarte încărcat. Trebuie să recunoaștem. Și uneori mă întreabă ce ați făcut, despre ce ați făcut proiectul, ce ați scris, ce urmează să faceți la Strasburg și povestim și explic și arăt proiectul și despre ce am scris și se pare interesant și a citește și acum regretă că nu a venit cu noi. Că nu a reușit să intre în acest program. Da, Raluca e o meteahnă a sistemului educațional din România, după părerea mea, este prea încărcat. Noi facem orele astea extracurriculare și pentru o reîmprospătare a lor, un refresh. Cum să zic, îți reîncarci bateriile, pentru că ne plimbăm, povestim, sigur, nu povestim numai de Cluj, povestim și de treburi care se leagă de istoria Clujului, de istoria din alte părți a Europei sau de alte lucruri interesante care... Părerea mea este că nu numai că îi motivează, îi și relaxează exersând unele treburi de cultură generală. Pentru că cultura generală trebuie să o și vezi, nu numai să o auzi. Adică vezi, auzi, discuți, dialoghezi, etc. Scapă, hai să spun acum, scapă de rigiditatea acestui sistem educațional care este extrem, extrem, părerea mea, de încărcat la unele materii. Și atunci ei au nevoie de un relaș din punctul ăsta de vedere. Să știi că ăsta a fost pe lângă faptul că sunt drăgostit de istoria Clujului, trebuie să o recunosc,
și am reușit și pe alții să îi îmbolnăvesc cu treaba asta, dar și pentru mine este o treabă de refresh, de reîmprospătare, de reîncărcare a bateriilor. E o plăcere. Să știi că vin foarte reconfortat din aceste tururi pe care le fac, poate 2-3 ore, depinde, câteodată am stat și mai mult. Depinde, deci nu există să stăm o oră și gata. Sună clopoțelul. Nu sună nimic. Sună, nu vă constrânge nimic? Nu ne constrânge. Sună mașină pe stradă, e o poluare sonică de... Noroc că am un volum așa, mai, cu decibel mai ridicați, că mă aud copiii, dar câteodată nici așa nu mă... Este extrem, extrem de aglomerat Clujul. Vorbim de Clujul vechi, nu știu cum va fi Clujul nou. Asta e o enigmă, da. Ce se întâmplă în continuare? Am înțeles, mergeți la Strasbourg, va fi acea vizită, veți avea posibilitatea să vedeți ce se întâmplă în plen, să participați, să fiți prezenți, să simulați oarecum participarea la întâlnirile de acolo de la Strasbourg. Mai aveți în gând și alte proiecte pentru viitor? V-ați făcut planul? Vă gândiți la un alt obiectiv pe care să-l parcurgeți și să-l transformați într-o lucrare, într-un proiect din acesta pe viitor? Deocamdată sunt prea bucuroși și entuziaști după acest succes. Nu cred că e momentul de relaxare după E momentul de relaxare. Acum pot să intervin eu. Ei vor vizita, deci vom vizita și Strasburgul. Vor avea încă o dată, nota bene, rol de parlamentari europeni. Acum hai să fac și o glumă, n-ar fi rău să aibă și rol de parlamentar român, dar în adevăratul sens al cuvântului fac așa o treabă de metaforică. Dar un lucru acesta o să învețe extrem de mult comunicarea cu alți copii din alte țări. Încă o dată repet, care cred că va fi extrem de benefică, nu cred, sunt sigur. Și vor veni încărcați cu niște cunoștințe care le va dezvolta personalitatea pe viitor. Pentru că la asta ne gândim. Și nu numai lor, și nouă, vom vorbi cu cine știe, dascăl din... Acum nu știu dacă o să reușim cu toți din cele 27 de țări, dar nu știm, o să... Probabil o să vă spunem și după impresia, să fim așa mai tupei, să vedem, poate vă dăm un telefon, să vedem impresiile de la Strasbourg. Veți fi prezenți acolo și veți avea posibilitatea să și discutați într-o limbă de circulație cu ceilalți elevi care, sau cu ceilalți membri de la Strasbourg pe care veți întâlni, pentru că spuneați că veți merge programat în această vizită. Da, și pe lângă asta vom avea ocazia să prezentăm anumite teme în cadrul Parlamentului pe grupulețe care le vom organiza din totalul elevilor care vor participa din școala noastră. Și pe aceste teme va trebui să facem anumite legi încât să încercăm să rezolvăm problemele. Practic, deci nu doar lansați tema, propunerea, ci și soluția. Practic, aceste teme sunt împărțite pe grupuri, grupurile fiind mixte, mele din diferite țări, și împreună grupurile va trebui să dezbată o lege care, la fel ca și în Parlament, va fi votată sau vor fi voturi contra, pro sau abțineri, și la final o să se... o să vedem rezultatul dacă legea este bună sau nu. Va merge în continuare sau V-ați gândit la o problemă pe care să o ridicați acolo deja sau deja, deocamdată dezbate, stați în grup, discutați ce ar fi important, ce problemă ar fi importantă să o ridicați acolo. Mi-au fost, de exemplu, date unele teme deja despre migrare, de exemplu, sau... Poluarea. Ecosistemul Europei. Locurile de muncă în Uniunea Europeană. Și viitorul generațiilor. Tinere. Care vă sună cel mai bine? Care vă e mai apropiată? Ce temă vă interesează pe voi cel mai mult? Care ați vrea să fie aleasă? Locurile de muncă? Da, adică fiind clasa 11-a, imediat termin liceul, am nevoie de un loc de muncă. Trebuie să mă gândesc la asta, așa că una din prioritățile mele. Nu ați avut, nu știu, prieteni care studiază la alte licee, alte colegii din oraș care să regrete faptul că nu au făcut și ei la nivelul instituției un astfel de proiect să se organizeze și ei? Am înțeles că ați fost singurii din Cluj-Napoca. Da. Ce v-ați înscris cu acest proiect? Raluca, dragă, n-am cunoștință, nu sunt cunoștință de cauză dacă alte colegii sau alte licee din Cluj. Știi, eu mă duc pe perceptul celei de-a 11-a porunci pe care i-a dat Dumnezeu lui Moise. Știi, decalogul, a 11-a, stai banc, dar cu realitate. Fiecare să-și vadă de treaba lui și atunci tare bine ar fi în țara asta. Înțelegi? Și noi nu știm ce au făcut celelalte. E problema lor. Probabil că regretă, probabil că nu, probabil nu le pasă. Nu avem, noi n-am văzut de treaba noastră. Asta ne-a interesat și cred că ăsta e lucrul cel mai important în societatea românească în viitor. Fiecare să-și vadă de treaba lui. Așa că bancul ăla cu a 11-a porungă pe care Moise a uitat-o,
e relevant în societate, în ansamblu. Poate la anul, la o nouă competiție lansată de Uniunea Europeană, vă treziți cu concurență și locală. Poate le stârniți interesul și celorlalți de la alte regulamentul nu ne permite la anul. Nu ne permite la anul. Nu decât peste 2 ani. Nu ne permite regulamentul să participăm, mai ales dacă ne-am calificat. Dacă nu ne calificam, atunci puteam să participăm, dar calificându-ne nu ne permite regulamentul decât peste 2 ani. Păi în cazul acesta poate sunt persoane interesate de la celelalte instituții școlare și vor veni să vă ceară sfatul cum să facă, cum să organizeze pentru a obține și un loc important într-o competiție lansată, iată, la nivel plăcere. Național noi rămânem și deschiși. European. Noi și cei care au fost cuprinși în acest proiect, colegilor, cei 22 de colegi, colegele mele, doamna profesoară Smicală Laura, doamna Mândruț Viorica, doamna director de la noi, Alina Bărăian, deci care s-au implicat în adevăratul sens al cuvântului și meritul este a întregii echipe. Întregii echipe că s-a realizat acest succes. Ei sigur că au în perspectivă și alte treburi, dar sunt niște copii foarte buni și nu că îi laud, ăsta e adevărul, sunt copii buni, avem mulți copii de ăștia în cadrul Colegiului Național George Bariciu, e o tradiție de formare a lor și nu numai, acum eu mă refer la colegiul nostru, dar sunt în țară copii frumoși și este bine să promovăm și lucrurile frumoase care se întâmplă în țara noastră și de asta vă mulțumim postului dumneavoastră de televiziune că dumneavoastră promovați astfel de activități pe care le face tânăra generație, foarte frumoase, foarte constructive care se și de viitor. Și nu și pregătește... doar cei care, de exemplu, nu promovează bacalaureatul sau alte examene, da, iată că avem și tineri care sunt foarte noi, interesați noi de educație. Noi de 2 ani de zile nu avem niciun căzut la bacalaureat, deci 100% promovabilitate. Și cred că tot așa vom merge. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară. Felicitări încă o dată, succes, să vă bucurați de vizita de la Strasbourg. Să fie o experiență frumoasă pentru tine, spuneai că n-am mai ajuns acolo niciodată și că aștepți acel moment al vizitei la Strasbourg și să ne auzim cu bine și cu alte ocazii când mai gândiți lucruri din acestea care sunt importante nu doar pentru instituția de învățământ, ci pentru comunitatea în care trăim cu toții. Deci mai venim la dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, continuăm. Centrul Cultural Clujan a pus bazele unui proiect care își propune să creeze o rețea turistică în care să fie incluse și promovate toate satele transilvanene. Transilvania Meets Europe va contribui la construirea unui brand unic care va promova valorile culturale, istorice și turistice ale localităților implicate. Urmărim un reportaj realizat de colegii noștri de la Telejurnal Regional și revenim cu următoarea invitată. Conferința de deschidere a proiectului Transilvania Meets Europe a fost găzduită de Consiliul Județean Cluj. Ne-am propus să adunăm sate reprezentative din Transilvania, sate comune, dar suntem deschiși și pentru colaborări cu orașe, pe care să le propunem Europei la nivel turistic, într-o ofertă unitară, cu un brand comun, pe care o să-l dezvoltăm în anul care vine. Valorile de patrimoniu care pot fi promovate în mediul rural sunt foarte diverse. Ele țin atât de patrimoniul arhitectural, de patrimoniul mobil de foarte multe ori și mă refer aici atât la patrimoniul etnografic, cât și la foarte multe elemente de patrimoniu istoric și, nu în ultimul rând, de patrimoniul cultural imaterial, capitol la care comunitățile rurale excelează. Mai mulți primari din comunele transilvanene au venit la întâlnire pentru a prezenta valorile localităților din care vin. Edilul comunei Șinca Nouă din județul Brașov spune că, pe lângă atracția priveliștilor din zona montană Făgăraș și obiectivele istorice, oamenii locului sunt cei care pun cu adevărat în valoare satele transilvanene. O mare diversitate de jocuri, de colinzi, de costume populare, de obiceiuri, de tradiții. E un mod de viață social, de întrajutorare. Comunitatea nu se restrânge la o familie. Sau, fiecare și are rolul lui în societate. Consider că merită ca să facem efortul să fim tari la ceea ce noi suntem buni. Comuna Cojocna, aflată la câțiva kilometri de Cluj-Napoca, are mai multe atracții turistice care pot ajuta la dezvoltarea comunității locale. Avem una dintre cele mai vechi clădiri din Ardeal, din 1200, Capela Mortuală Romano-Catolică, și avem cea mai veche arhivă din Ardeal, în scriptică, din 1200 scrisă în limba latină.
tot la Biserica Romano-Catolică. La întâlnire a fost prezent și Peter Hurley, un irlandez îndrăgostit de frumusețile Maramureșului de peste 20 de ani. De-a lungul anilor, el a organizat mai multe festivaluri care au readus în atenția publicului dansurile, cântecele, obiceiurile și meșteșugurile din zona satelor tradiționale. România are 12.000 de sate. 12.000 de sate. Mulți dintre ei sunt într-o stare mai dificilă, mult mai dificilă. Din experiența mea, nu există o comunitate care nu are ceva valoros. O poveste straveche care poate să fie oricând o sursă de interes și de valorificare. Proiectul inițiat de Centrul Cultural Clujan va fi susținut și de Casa Regală a României și reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului. Un eveniment muzical important începe mâine la Cluj-Napoca. Este vorba despre Festivalul Mozart, eveniment aflat la 27-a ediție. Aflăm detalii despre programul muzical al acestei ediții de la Silvia Zbârciu, președinte al Societății Române Mozart, organizator al festivalului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! 27-a ediție, asta înseamnă... 26 de ani! Da, 26 de ani în care festivalul s-a desfășurat fără întrerupere, ceea ce e foarte important, pentru că e foarte greu să menții un festival, să-i oferi continuitate, adică să-l faci atractiv pe piața culturală clujană și nu numai, pe piața culturală din România, să-l transformi într-un veritabil brand de Cluj și să-i oferi climatul sau predispoziția de a continua, pentru că există o mână de oameni foarte pasionați. Acolo care e probabil secretul, pasiunea unora și ambiția lor de a ține de acest eveniment. Acest festival a pornit din pasiune. A fost pasiunea domnului profesor Laszlo, Francis Laszlo, apoi a fost anturat de alte persoane la fel de pasionate de muzica lui Mozart și de această apropiere a noastră cu vestul Europei, cu cultura din vest și mai ales cu muzica asta, cumva o conexiune între Transilvania și vestul Europei pe de-o parte. Pe de altă parte, și dorința asta de a aduce aproape o muzică pe care toată lumea o îndrăgește. Frumusețea muzicii vorbește la sine. Și până la urmă s-a mai diversificat, mai apar și alte programe mixte, de exemplu Mozart și alți compozitori. De fiecare dată programele sunt tematice și au o legătură imediat cu Mozart. Pe lângă Francis Laszlo, menționez pe Adriana Bera, următoarea președintă a societății, pe Adrian Pop. Au fost câțiva oameni care efectiv au mers înainte cu acest festival și cu pasiunea și cu dorința de a-l face să continue, l-au adus până la ceea ce este el acum. Cunoscut publicului clujan, îndrăgit, așteptat. Ediția 27-a e în luna noiembrie, nu în luna decembrie, așa cum erau probabil clujenii și nu mai obișnuiți cu acest festival. Da, asta este o surpriză, noi sperăm plăcută, pentru că în noiembrie nu sunt atât de multe evenimente. În decembrie e o competiție foarte mare între tot felul de evenimente, nu doar evenimente. Sărbătorile, sunt evenimente specifice sărbătorii. Da, pe de-o parte, pe de altă parte sunt multe zile libere, sunt vacanțe, deci era mult mai dificil și s-a schimbat piața puțin. E abundă de tot felul de evenimente, nu neapărat muzicale, evenimente culturale. Din fericire, Clujul este un climat propice festivalurilor, evenimentelor culturale, evenimentelor diverse, muzicale, etc. Dar este și creează un gust al publicului de a participa, de a veni. Deja sălile sunt pline și culmea, paradoxal, cu cât sunt mai multe evenimente, cu atât vezi mai multă lume în sală. E un paradox cum a binevenit. S-a creat o atmosferă, un știm, o dorință de a participa de a și ne bucurăm foarte tare. Dar, într-un fel, faptul că l-am devansat este și pentru că sunt o serie de alte chestiuni financiare, bilanț contabil, etc., care sunt de bucătărie interioară, dar care pot acum să fie făcute în liniște și noi acum putem să savurăm efectiv festivalul, să ne bucurăm de evenimente și să participăm și noi în public, pentru că spectacolele sunt absolut senzaționale și merită să
să le ascultăm. Din 17 până în 23 vor fi zile pline, zile cu momente diverse și aș vrea să le spunem oamenilor care e programul muzical. În debutul festivalului am programat Requiemul de Mozart și nu întâmplător. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea maestrului Dorin Pop, care a fost o personalitate a vieții muzicale din România și inclus și din România și care a oferit interpretări memorabile cu acest opus, așa că ni s-a părut potrivit să programăm Requiemul de Mozart în debutul festivalului. E de fapt o ediție omagială. Avem un quartet solistic foarte bun, Diana Țugui, Liliana Matei, Tiberiu Simu, Cristian Hodrea, și avem un solist, clarinetist din Elveția, un profesor la Conservatorul din Zürich, la Academia de Muzică din Zürich, Matthias Müller, care va cânta concertul de Weber, numărul 2. Deci am diversificat puțin programul și în debutul concertului va fi uvertura de la Flautul Fermecat. Și de data asta, de la această ediție, deși formatul este în mare același, noi n-am schimbat foarte mult, dar am scurtat cu o zi perioada și se va încheia nu cu un concert simfonic, ci cu un spectacol de operă, la Opera Maghiară, cu Don Giovanni, cu o distribuție de excepție în regia lui George Shermetzi, sub conducerea muzicală a acestuia, un concept inedit, de fapt, cu trei orchestre pe scenă, cu un spectacol foarte bine realizat și orchestra participă la jocul actoricesc, adică e foarte dinamic spectacolul și distribuția este foarte bună, după cum vă spuneam, va veni și Kelle Brigitte în rolul doamnei Elvira, care deja face o mare carieră internațională, tocmai s-a întors de la Metropolitan New York, unde a interpretat rolul Muzetei din Opera la Bohème. Deci cineva care urcă pe scene importante ale lumii, da, ar fi prezent. E o prezență absolut remarcabilă și nu e singura. Iolanda Kovacinski, Tonei Bardon, adică e o distribuție foarte bună în care merită ascultată. Iar între vom avea concursul de interpretare, care se află deja la cea de-a 24-a ediție. Și de data aceasta concursul de interpretare va fi pentru voce și pian, adică canto, liric, duo liric dramatic și lead, și pentru a stimula tinerii pianiști să se apropie de genul vocal instrumental, lead, opera coaching, etc. Îi vom recompensa cu un premiu pentru cel mai bun pianist participant în concurs. Avem destul de mulți, nu mai puțin de 15 cântăreți, cred că și 7 pianiști, deci e destul de mult pentru o primă etapă, deci și pentru faptul că totuși am devansat concursul cu o lună, deci am ocupat puțin din timpul de pregătire, și așa că, dar am mărit media de vârstă, așa că cei care vin sunt cei care sunt foarte bine pregătiți și care se apropie deja cu drag și cu cunoaștere de gen. Cine sunt participanții în acest concurs? Sunt doar de la Cluj? Sunt din toată țara? Sunt din toată țara. Nu, deocamdată concursul este național. Cu un juriu internațional, însă din juriu face parte Axel Bauni, care este președintele juriului și care este profesor la Berlin, este specializat în lead și este președintele Forumului European de Lead. Apoi Ioana Bentoiu de la Institut de Ribopier din Lausanne, Elizabeth Askren, care este director artistic al TOA Transylvania Opera Academy, de la București Bianca Manoleanu, o cântăreață de lead și vocal simfonic, profesor la Universitatea de Muzică București, o cântăreață care s-a specializat și în așa ceva și e una din puținele prezențe de lead pe scenele românești. Și binecunoscută soprană clujană Ramona Eremia, care este cadru didact la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Un juriu foarte eterogen, pentru că dorim să asigurăm corectitudinea și transparența, și pentru acest concurs a constituit de-a lungul timpului rampă de lansare pentru foarte mulți muzicieni. Aici voiam să ajung. Sunt oameni veniți de la instituții importante muzicale și din țară și din străinătate. Se întâmplă să se lege niște conexiuni între cele două părți? Poate fiind nu... o rampă, o direcție pentru artiști în viitor?
Nu întotdeauna legătura este directă, dar persoanele alese printre laureați au făcut în general carieră și sunt prezență constantă la scenelor din România și din străinătate. Deci se pare că se confirmă toată povestea. Se confirmă. Primesc o reconfirmare după aceea în activitatea muzicală. Unul din exemplele celebre este Quartetul Arcadia, care face acum o mare carieră, dar și cântăreți, Marius Budoiu, Cosmin Sime, Adriana Feșteu, adică de-a lungul timpului au fost foarte mulți care au câștigat premii în acest concurs Mozart și care acum fac carieră. Să le spunem celor care ne urmăresc când, unde, cum pot să participe la spectacole, pentru că ne apropiem de finalul discuției, să știe exact care va fi programul, cum se pot organiza. În celelalte zile, deci exceptiv când concertul la Filarmonica în 17 și cel din 23 de la Opera Maghiară, toate celelalte evenimente se desfășoară la Academia de Muzică. Vom avea un recital de duo vioară pian Artur Cavranovski Adila Sechei. Și vor avea loc seara undeva. La ora 19 în fiecare seară, intrarea este liberă după serviciu. Exclusiv cele două spectacole de deschidere și închidere. În 21 Quartetul Arcadia, despre care vă spuneam, cu o violistă din Germania, Ida Carmen Soana, iar în data de 22 o orchestră de cameră foarte bună din Cluj, Orchestra Dileto, care va cânta cu o flautistă coreană câștigătoare premiului Mozart la concursul DIMA. Așadar, ați auzit, aveți un program foarte variat, un program frumos pe care vi l-au pregătit cei de la Festivalul Mozart. Trebuie doar să vă faceți timp în fiecare zi pe parcursul zilelor următoare și să ajungeți și la aceste momente importante de muzică pe care, iată, vi le pregătesc organizatorii acestui eveniment. Vă mulțumesc, succes! Mulțumesc și eu! Să ne vedem cu bine și cu așteptăm la concert, alte ocazii. Doamnelor, domnilor, încheiem aici ediția din această seară. Urmează emisiunea Față în Față, prezentată de colegul meu Ionel Lespuc. Tema ediției e bugetele primărilor după aplicarea noului cod fiscal, așadar aveți motive să rămâneți alături de noi în continuare. Noi ne revedem mâine, până atunci, numai bine!